Vineri, în Piața Regele Ferdinand I, a avut loc deschiderea oficială a evenimentului Povestea Vinului la Mediaș. Peste 25 de crame sunt prezente în zona centrală a orașului. Vizitatorii pot alege din cele peste 140 de etichete de vin oferite de producători. La deschiderea evenimentului, prezentată de Ana Maria Teglaș, au fost prezenți Alexandru Isailă din partea organizatorilor, respectiv Daniel Haidarli, sommelier. Încurajez lumea să vină la degustări, să guste, să învețe să bea vin și, ce este foarte important, să facă diferența între vinurile care pot fi băute și vinurile pe care să nu le bea. Deci, cu ocazia aceasta, toți participanții trebuie să vină cu vinuri corecte, cu vinuri de calitate superioare, astfel încât participanții să fie puși în situația de a nu ști ce să bea, nu de a descoperi ce să nu bea. Vă urez succes și pentru orice lămuriri vom fi printre participanți și succes în continuare colegilor de breaslă și iubitorilor de vin, care este o lume frumoasă și o lume în care în urmă cu 7 ani am pășit și eu. Nu-mi pare rău de nicio secundă de acest lucru și îi invit pe toți să descopere această lume minunată.